Bun găsit, dragi prieteni! Aceia dintre dumneavoastră care sunteți telespectatorii noștri fideli la Cetatea, vă aduceți cu siguranță aminte despre prezența în această emisiune a domnului profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan. Despre subiectele abordate cu domnia sa, am avut feedback de la dumneavoastră în sensul că v-au interesat, că au fost incitante, că v-au adus o rază substanțială de bucurie a cunoașterii. Inteligența materiei este o lucrare care în anii 80 a revoluționat lumea științifică națională, dar și internațională. Reeditată după mai bine de 30 de ani, această lucrare cunoaște, desigur, o a doua viață. Iată, recunoașterea internațională a profesorului Dulcan a fost concretizată în foarte multe participări ale domniei sale la tot felul de seminarii, conferințe, universități, unde a predat și predă cursuri importante. Iată, de această dată, printre recunoașterile naționale, care se alătură celorlalte naționale, dar și internaționale, domnul profesor dr. Constantin Dulcan a primit și titlul de doctor honoris causa a Universității de Stat din Pitești. De ce Pitești sau de ce tocmai acolo am fost și noi prezenți? Pentru că Piteștiul, capitala județului Argeș, este și județul Argeș, locul de unde se trage domnia sa, comuna Mârghia de lângă Pitești. Iată așadar cum Mârghia devine un fel de centru al lumii de interes științific, un alt centru românesc de interes. Recunoașterea inteligenței românești, recunoașterea cercetării științifice românești a fost printre altele și preocuparea realizatorilor care suntem noi aici la Cetatea, adică eu împreună cu ceilalți colegi din redacție. La această festivitate care a avut loc spre sfârșitul martie, a fost studioul nostru, o echipă formată din Marius Trifan, operator și editor, și Dan Alexoae, invitat special al profesorului Constantin Dulcan, Dumitru Constantin Dulcan, acolo, desigur, a organizatorilor. Am realizat un material foarte consistent acolo. Vă oferim partea acestuia festivitatea de decernare, evident, a titlului de doctor honoris causa. Declar deschisă ședința festivă a Senatului Universității din Pitești cu ocazia decernării titlului de doctor honoris causa domnului general profesor universitar doctor Dumitru Constantin. Domnule rector, domnule general profesor universitar doctor Dumitru Constantin,
distinși membri ai Senatului Universității din Pitești, stimați invitați, stimați colegi, doamnelor și domnilor. De fiecare dată, pentru Senatul Universității din Pitești, decernarea titlului onorific de doctor honoris causa este un moment de o celebrare a excelenței, o sărbătoare cu o bucurie aparte, dat fiind faptul că toate personalitățile care primesc acest înalt titlu universitar sunt unice. Iar prin gestul de recunoaștere academică de astăzi, dumnealor devin nu numai colaboratori ai noștri, ci și în special prieteni ai Universității din Pitești. Prin decernarea titlului de doctor honoris causa, se confirmă calitatea domnului general profesor universitar dr. Dumitru Constantin de prieten sincer, adevărat și devotat al Universității din Pitești, care astfel se îmbogățește valoric. În mod special astăzi, membrii Senatului Universității din Pitești își exprimă gratitudinea, solicitudinea, satisfacția și bucuria acordării titlului de doctor honoris causa domnului general profesor universitar dr. Dumitru Constantin. Pentru domnia sa este un moment care confirmă și concretizează o dată în plus eforturile depuse pe parcursul unor decenii pentru dezvoltarea științei, cercetării și medicinei românești și pentru vizibilitatea și recunoașterea acesteia în plan național și internațional. De aici înainte, domnul profesor va avea posibilitatea în fiecare clipă să împărtășească din cunoașterea și experiența sa celor doritori și însetați de studiu și va fi un model și pentru mulți dintre colegii noștri. În numele membrilor Senatului Universității din Pitești, îl felicit pe domnul profesor universitar doctor general Dumitru Constantin Dulcan pentru toate realizările de până acum, dar în special excelență pentru cele viitoare. Și acum am să dau cuvântul domnului profesor universitar doctor Claudiu Ionel Didea, rectorul Universității Pitești. Domnule rector. Domnule președinte al Senatului, domnule profesor universitar doctor general Dumitru Constantin Dulcan, distinși colegi, stimați invitați, onorat auditoriu, ne găsim astăzi în fața unui moment important din viața instituției noastre, decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Pitești, domnului profesor universitar doctor general Constantin Dumitru Dulcan, medic neurolog și psihiatru, doctor în științe medicale. Într-un dialog cu Max Torre, publicat în Hot du Passage, în anul 1975, André Malraux spunea că dacă umanitatea secolului viitor nu găsește nicăieri un model exemplar de om, va fi rău. Astăzi, în vremea celor mai profunde schimbări din istoria cunoscută a omenirii, un astfel de discurs ne răscolește, ne sfredelește mintea ca un fier înroșit. Ne pune într-o veșnică dilemă. Trăim sub tăvălugul globalizării și al consumismului, care tind să uniformizeze valorile, presând nivelurile înalte ale științei, culturii și civilizației să coboare către cele mai joase și nici de cum invers. Încercăm să le opunem rezistență și, dintr-un impuls aproape inexplicabil, să ne păstrăm individualitatea și valorile autentice, să menținem cel puțin în regiunea în care ne găsim existența, o conștiință superioară. Este însă și filozofia noastră de a fi ca membri ai acestei comunități academice, căci ce am putea justifica altfel? Și cum am putea să ne îndeplinim mai bine această misiune decât căutând acele tot mai rare modele exemplare de oameni, menite, așa cum spuneam, al rău să ne abată din calea răului viitor?
Putem fi oare contraziși când afirmăm că în comuna Mârghia s-a născut cel care, după un îndelungat studiu teoretic, practic și al propriei conștiințe, a definit în anii 80 noțiunea de inteligență a materiei, formulând pentru prima dată în lume unul dintre acele principii fundamentale cu privire la self-consistența materiei? Poate astăzi pare un fapt banal, un lucru de la sine înțeles, la fel ca și principiile lui Einstein. Dar nu uitați că este nevoie de geniu ca să vezi simplitatea Universului. Aducem în sprijinul acestei afirmații cuvintele altui mare român, Constantin Brâncuș, un geniu al omenirii, apreciat de lumea întreagă ca urmare a șansei rar oferite unui român, aceea de a fi cunoscut. Spunea Brâncuș că simplitatea nu este un scop în viață, la ea ajungi căutând esența lucrurilor. Spunem noi astăzi că domnul profesor Constantin Dumitru Dulcan ne-a oferit o altă formă din simplitatea lumii. Domnule profesor, stimați membri ai Senatului, distinși colegi, onorat auditoriu, nu ne-am propus și nu ne dorim să îi aducem în interiorul comunității noastre pe toți argeșenii de valoare academică. În căutarea celor modele umane exemplare, îi vom invita să ne călăuzească spre un viitor mai bun, numai pe aceia care au dovedit, înainte de orice, valoare umană. Căci ne vom călăuzi întotdeauna după principiul lui Rabelais. Știința fără conștiință este ruina sufletului. De aceea am hotărât cu toții să acordăm astăzi domnului profesor universitar doctor general în rezervă Constantin Dumitru Dulcan titlul de doctor honoris causa al Universității din Pitești. Stimați invitați, stimați oaspeți, stimați colegi, se spune că întotdeauna trebuie să avem grijă ce ne dorim, pentru că s-ar putea să se întâmple. În ceea ce mă privește pe mine, în ceea ce vă privește pe majoritatea celor de aici, încerc să cred că pe toți cei de aici, putem depune mărturie că aceste cuvinte sunt adevărate. Dar nu se întâmplă ceva oricum. Sunt necesare două condiții. Prima este aceea de a visa și a doua condiție este să fii în rezonanță, să-ți dorești ceea ce își dorește acea conștiință universală, cum o numește domn profesor. Așadar, înainte de a mulțumi domnului profesor pentru faptul că ne oferă onoarea de a fi aici cu noi, dați-mi voie să mulțumesc acelei conștiințe universale, acelei inteligențe a materiei care ne-a adus acum și aici pe toți. Cea care a propus acordarea titlului de doctor honoris causa domnului profesor, să vă citesc un document care de acum va intra în istorie și în sufletele noastre și de care sper că ne vom aduce aminte multă vreme cu drag și cu bucurie. Pentru prodigioasa carieră, pentru contribuția avută la dezvoltarea științei, practicii și filozofiei românești, ca simbol al recunoașterii valorii profesionale, academice și prestigiului științific, Senatul Universității din Pitești, la propunerea Facultății de Știință, acordă titlul de doctor honoris causa domnului profesor universitar doctor general Constantin Dumitru Dulcan, personalitate marcantă a României contemporane. Mulțumesc! Mulțumim domnului lector universitar dr. Mircea Bărbuceanu pentru laudațiu și în continuare am să rog pe doamna lector universitar dr. Monica Popescu, secretarul general al Senatului Universității, să dea citire hotărârii ședinței Senatului din data de 8 iulie 2013. Domnule președinte al Senatului, domnule rector, domnule profesor, stimați membri ai Senatului, stimați invitați, voi da citire hotărârii Senatului Universității din Pitești, numărul 153, din 8 iulie 2013. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern, prin care se instituționalizează Universitatea din Pitești, cu prevederile Legii Educației Naționale, ale Cartei Universității din Pitești, Senatul Universității din Pitești
hotărăște acordarea titlului de doctor honoris causa domnului profesor universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan, membru al Organizației Internaționale de Cercetare a Creierului, membru al Academiei Americane de Neurologie, membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România, reputat neurolog și psihiatru, șeful clinicii de neurologie a Spitalului Clinic de Urgență Militar Central, eseist și filozof al științei, membru al unor prestigioase societăți științifice naționale și internaționale, autor de brevete de invenții, deținător al multor premii științifice și literare obținute în țară și în străinătate. Semnează președintele Senatului, conferențiar universitar dr. Nicolae Brânză. Acum, înainte de a trece la procedura de investitură, urmează un moment, spun eu, emoționant, jurământul pe care domnul profesor îl va face pentru intrarea în corpul academic al universității și pentru titlul. V-aș ruga, dacă se poate, să ne ridicăm. Jurământ. Eu, profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, jur că voi păstra cât voi trăi onoarea și respectul cuvenite acestei universități și membrilor ei. Voi încerca să o protejez de daunele și pericolele care s-ar putea abate asupra ei. Jur că voi respecta și voi face să fie respectate cărțile, regulamentele, statutele ce urmează a le stabili în viitor această universitate. Mă rog ca societatea și membrii acestei universități să mă ajute în această angajare. Promit și jur să fiu un prieten devotat al comunității academice și să văd în Universitatea din Pitești o casă a științei în care să fiu prezent întotdeauna cu bucurie și plăcere. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Și acum vă rog să rămâneți în picioare pentru procedura de investitură. Domnule profesor, așez pe umerii dumneavoastră roba ca o mantie a dreptății, înțelepciunii și științei ce vă reprezint. Domnule profesor, așez pe capul dumneavoastră toca. Ca semn al demnității academice și de distincție, ca doctor honoris causa al Universității din Pitești. Împreună vă dăruim diploma și placheta ca mărturie a intrării în comunitatea noastră academică. Și acum, domnule profesor, în numele comunității academice, vă îmbrățișăm ca să vă arătăm iubire reciprocă, fraternitate și colegialitate. Mulțumesc.
Și acum vă rog să luați loc și mult așteptatul moment, darul pe care domnul profesor mi-l va face ca hrană spirituală și intelectuală în atmosfera și în casa noastră universitară. Domnule profesor, aveți... Mulțumesc! Domnule rector, domnule președinte al Senatului, onorați membri ai Senatului, distinși oaspeți, vă rog să-mi permiteți și să primiți expresia cele mai profunde gratitudini pentru onoarea pe care o faceți. Se întâmplă rar în viața unui om ca cerul să coboare pe pământ pentru a-i oferi o clipă de fericire nevisată. Distinția dumneavoastră, mai mult decât orice altă distinție, este deosebită pentru că este oferită în orașul în care mi-am trăit cei mai frumoși ani ai adolescenței. Nu există perioadă din viața noastră mai frumoasă decât adolescența, pentru că este epoca viselor, este epoca speranțelor. Sunt mândru că aparțin acestor tărâmuri argeșene pe care s-au așezat primele zidiri ale țării românești și că, la modul ideatic, noi toți cei de aici suntem urmași ai basarabilor. În aceste clipe luminoase pentru mine, nu pot să nu aduc un omagiul de pioasă recunoștință peste timp părinților mei și un cuvânt de gratitudine familiei mele. Niciun om nu este ceea ce este doar prin sine, ci este întotdeauna prin toți ceilalți de care suntem legați cu fire nevăzute, țesute de marele arhitect sau marele anonim, cum spunea Lucian Blaga. Orice om, la vârsta maximei receptivități, este în căutare de modele, tocmai pentru a-și construi propriul său model. Evoc în acest sens pe învățătorii mei, Constantin Constantinescu, despre care s-a vorbit aici, Nicolae Dragomirescu, Drăgulescu, soții Dragomirescu, Paul Voinescu, Larisa Țușcă, Victor Cristescu, Dumitru Gogoț și alții care au trecut prin satul nostru, dar mai puțin. Eu știu bine că în această clipă de evocare a numelui lor, ei sunt cu toții aici, în planul nevăzut al lumii de dincolo, dar vă asigur că acest plan este cu mult mai real decât acesta. Sunt convins că bucuria lor este și bucuria mea, pentru că ne întrebăm cu toții ce dascăl nu s-ar bucura de succesul elevilor lor. Școala primară și liceul, vreau să afirm, au fost pentru mine, pentru traiectoria vieții mele, decisive. Mai târziu, cum spunea Constantin Noica, ori vei prinde aripi să te spiritualizezi, ori vei scrie și tu opere, ori vei ajunge la sentimentul amar de a-ți cere scuze că existi. Doar în câteva fraze vreau să amintesc de evoluția mea spirituală și profesională. S-a amintit, cred, suficient aici, dar vreau să spun doar că încă din clasele primare mi-am format un program de viață pe care și astăzi îl urmez în tocmai. Formarea unei culturi generale și, evident, alegerea unei profesii. Din profesie mi-am ales, cum s-a spus și aici, științele creierului, pentru că am sezizat că esența nu numai a omului, nu numai a vieții, ci esența universului este creierul uman. Pot ca profesionist al domeniului să afirm că universul vorbește prin creierul uman. Creierul uman este structura cea mai complexă din univers. În discursul pe care am să-l țin, vă voi da câteva informații, câteva date noi despre creier, dar așa cum s-a spus, urmează un ciclu de conferințe în care putem sigur să discutăm detalii. În clipa de față
fiind un moment festiv, voi aminti doar câteva lucruri despre puterea minții sau, altfel spus, cine suntem. Sesizăm cu toții că suntem într-un moment istoric extrem de dificil. Nu-i vorba numai de noi, e vorba de întregul mapamond. Pretutindeni, oamenii sunt iritați, zângăresc arme. Pretutindeni, o lume veche se luptă să supraviețuiască și alta nouă să se nască. Trecem de la epoca unei materialități și consumiste, cum s-a arătat aici, la o epocă a spiritualității. Am ferma convingere că acest lucru se va întâmpla. Dar, de ce am ajuns aici? Este o întrebare. Am ajuns aici pentru că noi nu știm care este adevărul despre noi. Noi ne-am pierdut sensul existenței, pentru că în virtutea concepției noastre materialiste, noi nu suntem decât o întâmplare, un accident al naturii, și nu-i așa? Dacă ceva este un accident, atunci n-am nicio obligație morală să respect, îmi pot permite să-l ucid, să-l insult, adică să fac tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră de astăzi. Din păcate și cu mare tristețe, spun. Trăim într-o epocă trăiristă, consumistă. Ne interesează doar timpul prezent și în loc să mergem de la senzație către civilizație, noi am coborât de la civilizație la senzație. Toată lumea este în căutare de senzație. Comentatorii domeniului spun că în ciuda posibilităților de informare pe care le avem, științele, artele, religia, trăim într-un mod absolut irațional. Cu alte cuvinte, nu avem nicio scuză. Informații avem, dar noi continuăm să facem ceea ce am făcut milenii de-a rândul. Întrebarea este, dacă nu știm adevărul despre noi, există o sursă care ne poate spune adevărul despre noi? Da, există. Iată doar câteva. Științele neurocognitive, experiența morții clinice, psihologia transpersonală, fizica cuantică. Și poate vă surprinde, am să amintesc aici ca sursă, vechea înțelepciune orientală. Orientul a fost leagănul tuturor religiilor. Știți bine, trei religii fundamentale, dar dincolo de asta, budism, taoism, etc., care de fapt nu sunt religii, noi le considerăm așa, ele nu sunt decât practici. Adică sunt un sumum de reguli pe care omul trebuie să-l urmeze pentru a fi în conformitate cu natura. Vreau să spun aici că dacă fac uneori referire la religie, eu o discut ca intelectual, ca om de cunoaștere științifică. Nu fac o pledoarie pro domo, nu pledez nici pentru religie, nici pentru știință, pur și simplu îmi fac datoria de a spune ce surse de cunoaștere avem, unde trebuie să fim și unde suntem. Acesta este un adevăr. Vreau să spun că dacă citim istoria religiilor, toate religiile, fără excepție, se rezumă la o singură esență. Dincolo de noi este o rațiune care datorăm existența noastră și această rațiune fondează universul pe baza unei legi, o lege morală, legea binelui, așa cum s-a subliniat de către domn profesor Bărbuceanu. Toate aceste surse noi, relevă se întreagă de date aproape bulversante despre noi. Iată, întrebarea esențială a timpului nostru. Am apărut oare dintr-un accident, dintr-o eroare genetică, într-un univers care este surd la muzica noastră, este indiferent la speranțele noastre, ca și la suferințele și crimele noastre, cum se întreabă Jacques Monod, sau suntem aici cu un rost, cu un sens bine determinat și avem obligația să-l cunoaștem pentru a-l îndeplini. Da, omul actual și-a pierdut sensul.
și a pierdut sensul în momentul în care singurul reper a rămas bani, existența materială. Omul aleargă fără să mai aibă timp să gândească la altceva decât ce voi face mâine. Acesta e nefericirea unei lumi, nu numai unui neam. Iată câteva dintre răspunsurile care bulversează venind de la științele de ultimă oră. Aceste științe pe care le numesc trunchi cognitiv au apărut în ultimii 40 de ani și nu a apărut întâmplător. Această criză care era previzibilă a întregii omeniri este o criză spirituală. De aici, de la modul de a gândi, vin toate celelalte lucruri. Este firesc să-ți construiești model social în funcție de ceea ce gândești. Numai că acest model social a fost construit în funcție de adevăr pe care îl avem noi și adevărul pe care îl avem a fost un adevăr strict fizic. Ori iată ce ne spun ultimele științe și nu întâmplător. Nu suntem ce părem a fi. Suntem mai mult decât un corp fizic. Suntem un spirit în veșmânt fizic. Scopul existenței noastre în această condiție fizică este aceea de a deveni din învățare noi surse de creații în univers. Sigur că da, pentru mulți poate între dumneavoastră este ciudat de afirmația aceasta. Noi credem în virtutea ceea ce de mii de ani se spune. Ne-a spus și cel mai înțelept om care a trăit pe acest pământ, Iisus, ne-a spus adevărul despre noi, dar cât l-am ascultat. Sau nu numai că l-am ascultat, știți foarte bine ce soartă ne-am părăzit. Ei bine, noi suntem temporari. Suntem într-un domiciliu tranzitoriu. Adevărata noastră sursă de existență este dincolo. Acasă nu este aici, acasă este dincolo. Aici suntem doar în condiția noastră fizică venit pentru experiența fizică pe care nu o putem face în niciun alt plan. Și lucrul extraordinar frumusețe este că noi, la plecarea de aici, lăsăm veșmântul fizic și mergem într-o dimensiune spirituală unde existența noastră este eternă, unde continuăm o școală cu mult mai înaltă decât cea de aici și noi vom fi nu numai martori, ci și surse creatoare de univers. Mă gândeam odată că probabil doi îndrăgostiți sub clar de lună, privind frumusețea stelelor, știu sau nu știu acele stele care le veghează iubirea, probabil este creată de alți îndrăgostiți din cine știe ce veac, din cine știe ce mileniu. Aceasta este o realitate. Am spus că noile surse ne bulversează, numai că noi gândim încă cu 150 de ani în urma lucrurilor și atunci este foarte greu. Eu înțeles că sunt aproape bizar când vorbesc despre lucrurile astea. Poate că nu se întreabă de pe ce lume vin. Vreau să vă spun că vin de pe lumea asta foarte reală, că sunt un om de formație strict științifică și că nu vorbesc fantezii. Mă bazez pe o mie de argumente, dacă vreți, din care unele le putem discuta și acum. Iată, încă unul. Realitatea nu este cea pe care o percepem. Ne vine greu să înțelegem. Einstein spunea, câmpul este singura realitate. Asta ne spune că, dincolo de vehiculul nostru fizic, există corpul nostru spiritual. Este cel cu care plecăm. Este zestrea și culturală și intelectuală și socială și casnică, dacă vreți, și personală, individuală, cu care plecăm dincolo. Vreau să vă spun că nimic din ceea ce ni se întâmplă în universul ăsta, în condiția noastră fizică, în viața asta, nu uităm. Uităm pentru că pierdem acei neuroni care sunt suportul evocării informațiilor, al memelor. În realitate, toate acestea sunt depuse în câmpul conștiinței care pleacă odată cu spiritul nostru dincolo. Și acolo, realmente, există un film pe care toți vedem tot ceea ce se întâmplă în această lume. Este extrem de interesant. În clipa de față se discute de așa sa mașina timpului. Cine a citit pe Bora, poate și aduce aminte de teoria doctorului James. Se crede că tot ceea ce discutăm se imprimă în acest spațiu. Pentru că tot ceea ce se întâmplă nou are, de fapt, o sursă materială. Este un câmp. Dacă am avea o mașină prin care noi să putem decodifica informația depusă de-a lungul mileniilor în acest univers, am ști foarte exact ce s-a întâmplat acum 2-5.000 de ani. Ba chiar se spune că la Vatican un călugăr ar fi inventat o mașină a timpului și că ar fi putut să reproducă o scenă de teatru din vechea
Grecia. Elena. Încă un lucru. Până acum, noi am crezut cu toții că vedem realitatea așa cum este. Vreau să vă spun că realitatea pe care o vedem noi e doar a noastră. Pentru că o broască vede doar ceea ce se mișcă, o insectă vede o lume mozaic. O insectă vede altceva decât vedem noi și că în ultima instanță realitatea nu este cum o vedem, ci este exact cum este dincolo în câmpul cuantic. Noi la această realitate este lucru cel mai extraordinar pe care l-am putut afla noi, sau l-aflăm, este că noi creăm o realitate. Noi nu vedem lumea cum este, ci vedem lumea așa cum vrem noi, în funcție de capacitatea noastră de a interpreta, în funcție de educația noastră, dar mai ales, și aici este toată drama lumii, în funcție de interesele noastre. Uitați-vă la două partide opuse care vin la un talk show. Fiecare condamnă pe celălalt, fiecare se referă la aceeași realitate și o văd complet diferiți. Oare de ce? Pentru că pur și simplu au interese diferite. Realitatea însă este una. Toți avem nevoie de pace, de înțelegere, de respect, de acceptare. Ei, când ajungem la ideologie, lucrurile astea se schimbă și se schimbă rău, din păcate. Și de aceea suntem unde suntem. În fine. Max Planck, unul din mentorii fizicii cuantice, vorbește de mintea materiei, de ceea ce este dincolo în câmpul cuantic. Acea minte care dă formă lucrurilor. Că, în definitiv, acest pupitru nu-i solid, e un câmp. Este dincolo de capacitatea mea de percepție. În acest câmp, unde este o continuă fluctuație, există o inteligență care dă formă lucrurilor. Ele par solide pentru că este această densitate a energiei, a particulelor care vin în câmpul meu. Ceea ce e mult mai interesant e că aceste particule vin, le constituie formele pe care le vedem și pleacă undeva. Nu știm. Știm aproximativ de unde vin, dar nu știm unde se duc. O altă concluzie tulburătoare, cel puțin pentru mine. Ultimele observații, mai ales și din fizică cuantică, dar mai ales din experiența morții clinice, ne spun, fără dubiu, că nu creierul creează mintea noastră, conștiința noastră, ci conștiința este cea care creează creierul nostru. Imaginați-vă ce postură am eu ca neurolog, spunând confraților mei, că e rezultatul creierului, rezultatul minții lui și nu creierul este cel care este responsabil de mintea lui. Este această realitate, pentru că în experiența morții clinice, studiile făcute în laboratoare moderne demonstrează cert că în momentul în care creierul este exclus funcțional dintr-o operație, dar nu numai, omul are acces la altă dimensiune, altă informație, nevăzătorii văd, etc. Se poate deplasa în spațiu oriunde vor. Există niște lucruri extraordinare. Toate acestea, sigur, le-am scris în mintea de dincolo și nu voi insista asupra lor. Despre conștiință. Doar două lucruri să spun. Există o conștiință, evident, extinsă la univers. Conștiința noastră este rama al conștiinței din univers. Avem două registre. Conștiința care știe că știe, adică conștiința rațională și conștiința din subconștient. Spun eu, conștiința care nu știe că știe. Acolo, acesta este unul din avantajele superbe, fantasticele noastre. Și anume, faptul că noi putem pe cale rațională să-i dăm subconștientului nostru informații, programe. Noi, prin educație, putem să ne însușim programe pozitive, bune, dar și experiențe negative. Se apreciază că cele mai multe experiențe pe care le avem, aproape 70% din experiențe, ne îndeamnă spre negativitate, în timp ce doar 30% ne cere să fim pozitivi. Ne însușim, se pare, 90% din experiențele altora, ceea ce este extrem de important, atenție ce ne însușim de la alții. Eu sunt optimist.